Putem începe? Corect, da? Stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni, am decis să ies în fața dumneavoastră pentru a vă comunica din prima sursă care este situația în domeniul energetic și cum ne pregătim de sezonul de încălzire pentru iarna care vine. Din start vreau să subliniez că toți consumatorii casnici vor avea în continuare acces la căldură, indiferent de scenariile care se vor derula. Guvernul va fi alături de oameni în această perioadă și împreună vom depăși mai ușor orice situație. Vom avea rezerve de gaz, vom avea surse alternative de import, ne pregătim de scenariile în care unele întreprinderi trec pe surse alternative de energie și vom promova consumul rezonabil în instituțiile publice, în companii și la consumatorii casnici. Mă adresez tuturor, cetățenilor care sunt conectați la încălzirea centralizată în Chișinău, Bălți sau alte centre raionale, gospodăriilor care se încălzesc cu lemn sau cărbune, oamenilor care au cazan sau aragaz, agenților economici care utilizează gazul în activitate, conducerii instituțiilor publice și consumatorilor de electricitate. În pofida faptului că ne așteaptă o iarnă complicată, cu războiul Rusiei împotriva Ucrainei și cu foarte multe necunoscute referitor la contractul de gaz cu Gazprom, în această iarnă toți vom avea căldură în casă. Vă asigur pe toți, încă o dată, că la iarnă vom avea căldură și energie electrică. Nimeni nu va fi deconectat. Da, este adevărat. Va trebui să economisim, să identificăm combustibil alternativ de încălzire, să avem gospodăriile asigurate cu lemne și cărbune și să oferim compensații celor care au nevoie. În acest sens, vreau să vă informez despre acțiunile deja întreprinse de guvern pentru buna pregătire pentru sezonul de încălzire. 1. A fost aprobată legea privind fondul de reducere a vulnerabilității energetice. Acest fond va permite acordarea în factură a compensațiilor lunare pentru consumul de gaze naturale, energie electrică și energie termică. La fel cum am făcut anul trecut, vom face și anul acesta. Oamenii care au nevoie cel mai mult de ajutor vor primi acest ajutor în factură. 2. Am semnat un acord de împrumut cu BERD în valoare de 300 milioane euro. Avem rezerve financiare pentru a putea face față unor situații extreme. Mă refer la limitarea sau întreruperea livrării de gaze. Suplimentar, trebuie să ne mobilizăm cu toți pentru a reduce din consum acolo unde este posibil. Ne propunem o reducere voluntară de minim 15% din consumul de gaz, așa cum o fac toate țările din Uniunea Europeană. 3. Am aprobat legea privind obligativitatea creierii stocurilor strategice de gaze naturale. Începând din acest an, vom face stocuri de gaze pentru țara noastră. Deja, după cum cunoașteți, avem stocuri făcute de 24 de milioane de metri cubi. 4. Am primit 75 milioane de euro de la Comisia Europeană pentru atenuarea impactului socioeconomic produs de creșterea prețurilor la gaze naturale și pentru susținerea eforturilor în asigurarea securității energetice în Republica Moldova. 5. Am simplificat procedura de racordare, instalare și admitere în exploatare a centralelor fotovoltaice pentru consumatorii casnici. Timpul de instalare s-a redus de la 6 luni la doar o lună. 6. Am aprobat majorarea cotelor de capacitate pentru instalațiile fotovoltaice montate pe terenuri până la valoarea de 120 MW. Astfel, vom produce mai multă electricitate în țara noastră. ANRE a aprobat decizia pentru ca imediat aceste centrale să fie funcționale.
7. Am aprobat suportul financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii în retehnologizarea afacerilor și implementarea măsurilor de eficiență energetică. Acestea vor primi granturi în valoare de 50% din costul proiectului investițional. De asemenea, finanțăm prin fondurile AIPA și prin programul Satul European proiecte de eficiență energetică în localitățile rurale. 8. Am dispus ca autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice, societățile pe acțiuni cu capital de stat și întreprinderile de stat să fie conectate sau reconectate până la începerea sezonului de încălzire la sistemul de alimentare centralizat cu energie termică din municipiul Chișinău și Bălți. 9. Am început achiziția de păcură în rezerva de stat pentru termoelectrică. Și 10. Ne-am conectat la rețeaua europeană de transport a electricității, ENTSO-E, și am diversificat sursele de achiziționare a electricității. Reamintesc că din luna mai, 30% din electricitate este cumpărată din Ucraina. Ce urmează? Întreaga Europa, cât și țara noastră, trece prin greutăți provocate de criza energetică. Vedem zilnic cum marile țări europene li se reduc volumele de gaze sau li se sistează în întregime. Exemple sunt Polonia, Italia, Bulgaria, Finlanda, Letonia, Lituania și alte țări care au trecut prin acest scenariu. În acest sens, așa cum am fost și până acum, vreau să fiu foarte deschis asupra riscurilor cu care ne confruntăm. Pentru că trecerea cu bine prin această iarnă presupune încredere și colaborare între guvern și cetățeni. Vom fi sinceri și corecți în continuare. Guvernul a elaborat un set de măsuri care să asigure, așa cum am spus mai sus, că cetățenii noștri să treacă cu bine și mai ușor peste sezonul rece din acest an. Astăzi vom publica pentru consultări publice hotărârea de guvern cu privire la aprobarea unor măsuri de prevenire și atenuare a impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizărilor de gaze naturale și pregătirea pentru perioada sezonului de încălzire 2022-2023. Conform acestui proiect, care imediat după conferință îl vom face public, vom institui Comisia Guvernamentală de Coordonare a Măsurilor Necesare de Întreprins de Autorități, Întreprinderi pentru prevenirea și atenuarea impactului crizei energetice în caz de limitarea furnizărilor gazelor naturale în perioada sezonului de încălzire 2022-2023, precum și componența nominală a acestei comisii. 2. Vom analiza potențialele riscuri în cazul unor limitări sau sistarea livrărilor de gaze de către Gazprom. Sunt analizate 3 scenarii cu probabilități de limitare a furnizării gazelor naturale. În proporție de 35%, așa cum a fost în octombrie anul trecut, în proporție de 50% de limitarea a livrărilor de către Gazprom și în proporție de 100%, adică sistarea integrală a contractului între Gazprom și Moldova Gaz. Chiar de la început, indiferent de decizia Gazprom, vom întreprinde acțiuni pentru a reduce consumul de gaz în perioada rece a anului cu minim 15%, așa cum deja am menționat mai sus. 3. Stabilim măsuri necesare care trebuie întreprinse de autorități, întreprinderi, pentru prevenirea și atenuarea impactului crizei energetice în caz de limitare a furnizărilor gazelor naturale. 4. Vom majora numărul de consumatori protejați prin includerea la această categorie a tuturor întreprinderilor mici și mijlocii cu un consum mediu zilnic mai mic de 600 metri cubi pe zi, precum și a centralelor electrice cu termoficare care livrează energie termică consumatorilor protejați și nu pot utiliza alte tipuri de combustibil. 5. Pentru diversificarea surselor de energie alternativă a gazelor naturale, vom crește și vom suplini rezervele de stat de păcură. Păcura este o alternativă la gazele naturale pentru termoelectrica, pentru a produce energie electrică și a asigura cu căldură municipiul Chișinău.
Totalul necesar este de aproximativ 216.000 de tone de păcură, care pot înlocui aproximativ 312 milioane de metri cub de gaz, ceea ce reprezintă consumul estimat pentru perioada octombrie-aprilie 2022-2023. A fost semnat deja contractul de achiziție pentru primele volume de păcură care merg în rezerva de stat. Din păcate, nu voi putea face publică informația respectivă la cantitatea, ținând cont că rezervele de stat sunt secret de stat. 6. Vom asigura accesul populației pentru procurarea lemnului de foc. Guvernul se va asigura ca cetățenii care se încălzesc cu lemne de foc vor putea cumpăra lemne la un preț accesibil. În perioada următoare, Guvernul va informa referitor la planul de acțiuni privind asigurarea populației cu lemn de foc pentru perioada rece a anului 2022-2023. 7. Vom facilita importul de cărbune. Am avut chiar astăzi o ședință cu importatorii și am discutat principalele probleme pe care le au. În perioada următoare vom veni cu decizii care să ajute să atragem o cantitate suplimentară de cel puțin 100.000 tone de cărbune. De asemenea, va fi suplinită și rezerva de stat de cărbune. Imediat după conferința de presă, vom publica proiectul hotărârii de guvern și vom iniția consultările publice. Ne dorim ca această hotărâre de guvern să fie aprobată în termen restrâns, adică săptămâna viitoare la ședință de guvern. Stimați cetățeni, știm cu toții că astăzi situația în privința prețului la gaze naturale și electricitate este una dintre marile provocări cu care se confruntă atât țara noastră, cât și întreaga lume. Peste tot sunt analizate soluții pentru a trece iarna cu bine. Unele din aceste soluții sunt fără precedent. La guvern suntem realiști și precauți. Mesajul pe care vreau să-l înțelegem cu toți este că ne apropiem de un sezon de iarnă extrem de dificil, cu multe incertitudini. Suntem conștienți că pentru mulți cetățeni ai Republicii Moldova, facturile la energie electrică și gaze naturale reprezintă un factor important de stres din cauza prețurilor crescute. Răspunsurile guvernului au venit atât anul trecut, cât și anul acesta. Am venit cu măsuri pentru protejarea populației, iar acest lucru îl vom face și la iarna care vine. Dragi cetățeni, cunoaștem foarte bine prin ce ați trecut în octombrie anul trecut, când furnizările de gaze au fost limitate cu 35% de către Gazprom, în perioada în care se negocia contractul de livrare a gazelor, dar și creșterea tarifelor pentru gaze. Cunoaștem cât de greu a devenit pentru fiecare să-și plătească facturile, chiar și cu intervenția în factură a guvernului. Vom continua să fim alături de oameni, pentru că ei sunt prima noastră grijă. Trăim vremuri excepționale, care ne vor testa pe toți. Chiar dacă situația nu este ușoară, vreau să vă asigur că nimeni nu va fi lăsat în urmă și că prin încredere și solidaritate putem trece și prin această criză. Așa cum noi, împreună, am dovedit de mai multe ori. Vă mulțumesc și imediat după aprobarea hotărârii de guvern se va întâlni comisia despre care am menționat și va lua deciziile necesare conform celor menționate mai sus. Dacă sunt întrebări, vă rog mult. Oxana Bodnar, Publica TV. Ați spus că sunt examinate trei scenarii despre proporții în care ar putea fi sistate gaze, 35, 50 și 100%. Care este totuși cel mai probabil scenariu care este examinat de guvern, dacă ați reușit să discutați sau intenționați să-l discutați cu Gazprom? Deci, noi analizăm toate trei scenarii în același sau cu aceeași seriozitate și în aceeași măsură. Inclusiv în hotărârea de guvern pe care o vom face publică, vor fi menționate aceste scenarii. Din păcate, nu avem un răspuns de la Gazprom. Cunosc că Moldova Gaz este în discuții cu Gazprom. Noi am făcut un demers prin care am solicitat de nenumărate ori să ne fie spusă care este poziția. Sper că totuși pe parcursul lunii august să avem această discuție și să avem claritate. Mulți experți vorbesc despre necesitatea de renegocia anumite aspecte, cel puțin în contractul Gazprom. Care este probabilitatea și posibilitatea de a face acest lucru până în toamnă? Deci am menționat încă o dată, noi suntem gata să discutăm.
M-am făcut și acest demers și deja vom vedea. Însă am menționat și în cadrul intervenției mele, ținând cont de ultimele evoluții pe piața livrărilor de gaze în Uniunea Europeană, putem să ne așteptăm la oricare scenariu din cele menționate. Și dacă cel mai rău scenariu, 100% vor fi sistate livrările de la Gazprom, care sunt soluții? Deja am menționat odată, le repet, deci noi avem un credit deja semnat cu BER de 300 milioane. În luna august vom face din această sumă, dintr-o parte din această sumă, rezerve de gaz, 24 de milioane de metri cubi avem. Un alt soluție este că procurăm păcură ca să schimbăm gazul pe păcură la termoelectrică, astfel ca cetățenii din municipiul Chișinău să aibă atât energie electrică cât și energie termică. Și deja veți vedea în această hotărâre, pentru că, cum am menționat, ne dorim să fim transparenți și corecți, toate acțiunile posibile în funcție de scenariul care ar putea să apară în această iarnă. Despre compensații, dacă puteți să ne spuneți în mediu sau de la cât procent până la cât vor fi compensate facturile pentru oameni și dacă puteți să dați un exemplu, de exemplu factura de 4.000, cât ar putea fi compensată? Nu, sistemul nu va funcționa în felul ăsta. Legea care a fost aprobată presupune 5 categorii de vulnerabilitate. Cetățenii cu venituri mai mici sunt într-o categorie de vulnerabilitate mai mare, respectiv vor primi un ajutor mai mare. Cetățenii sau familiile cu venituri mai mari vor primi o subvenționare în factură mai mică. Deci, imediat, începând cu luna septembrie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va lansa acest mecanism și va oferi mai multe detalii tuturor. Despre instalații fotovoltaice ați spus și, într-adevăr, la Parlament au fost aprobate modificări care permit reducerea timpului, mai puține documente, dar totuși ca oamenii să aibă sau întreprinderii să aibă bani pentru asta. Vă gândiți la anumit mecanism de creditare, poate în condiții mai favorabile sau anumit... Am spus deja că pentru întreprinderile mici și mijlocii este mecanismul prin care 50% se oferă grant. Pentru consumatorii casnici suntem în analiza unui program care totuși, iarăși ca să fim corect, cel mai probabil îl vom iniția la anul viitor. Mai vreau să vă întreb despre contractul cu Ciorgani. Dacă examinați posibilitatea ca acesta să fie prelungit nu cu fiecare lună, dar pe un timp mai mare, dacă se poartă aceste discuții, depinde probabil de situația cu livrarea gazelor, dar totuși care sunt argumentele voastre? Noi permanent am spus că ne dorim un contract pe termen mai lung, care să fie predictibil și toată lumea să aibă claritate. Din păcate, nu suntem în situația în care să avem un astfel de contract, inclusiv ținând cont de faptul că livrările de gaze, inclusiv pentru stânga Nistrului, nu sunt încă sigure. Ceea ce facem noi, mai important decât asta, este să discutăm cu colegii noștri din Ucraina ca atunci, dacă va apărea o situație de urgență, să putem achiziționa în raport de 100% de energie din Ucraina. La moment, menționez că achiziționăm 30% din Ucraina. Și mai e o întrebare în domeniul construcțiilor. Am vorbit cu mai mulți dezvoltatori, cu reprezentanții companiilor imobiliare. Unii susțin, de exemplu, dezvoltatori că vor să se retragă de pe piață din Republica Moldova, să plece peste hotare, pentru că numărul autorizațiilor a scăzut. Știm că este competența autorităților locale, totuși ei vorbesc despre birocrație, faptul că și situația regională, economică, totuși a avut și anumit impact. Cum vedeți dumneavoastră situația pe piața imobiliară și dacă este nevoie de anumite schimbări aici, intervenția legislativă? Da, sigur, este nevoie de schimbări, dar aceste schimbări trebuie să vină de la dezvoltatori. Eu le-am spus-o foarte clar, chiar în prima lună de mandat, să construiască cu respect, să nu-și bată joc de oraș și cei din primărie să elibereze autorizații ilegale. Chiar astăzi, colegii de la Agenția de Supraveghere Tehnică mi-au dat o decizie a judecății în favoarea Agenției de Supraveghere Tehnică pentru o construcție ilegală. Am spus foarte clar, nu vom tolera planuri urbanistice zonale, planuri urbanistice generale, făcute aiurea, fără parcări, fără infrastructură socială, fără acces, în loc de 5 etaje, 9 etaje. Asta nu se va întâmpla. Iar cei care au construit aiurea până acum cu acte de corupție, să fie buni să plece. Noi vom susține în continuare dezvoltatorii de bună credință. Este unicul mesaj pe care îl am. Și în continuare vom schimba legislația așa
ca cetățenii să fie protejați atunci când își achiziționează un bun imobil. Ori noi asta nu vedem acum. Invers. Vedem dezastru în acest domeniu. Și chiar vreau să văd schimbări. Dar ce modificări propuneți în viitorul apropiat? Spre exemplu, lucrăm acum la codul urbanismului, care va introduce mai multe mecanisme de verificare. Am crescut amenzile pentru eliberarea de autorizații cu încălcarea legislației. Am insistat ca toate puzurile să primească avizul general de la minister. Să se uite specialiștii și atunci când se votează pentru un plan urbanistic zonal, el să fie conform actelor normative. Nu așa cum vor. Am să vă dau un exemplu mai recent, la Bălți. A fost un caz în care pe o suprafață, în loc de, ca exemplu, nu am să dau cifrele exacte, în loc de 1000 de locuitori planificați pe acea suprafață, erau 5000. Cum credeți? Dumneavoastră ați vrea să achiziționați un bun imobil acolo? Cred că nu, cred că nimeni nu și-ar dori. Și mai întrebați, umblați prin oraș și vedeți ce dezastru avem. Și mesajul trebuie să fie clar, să se apuce să construiască cu respect. Și atunci totul va fi simplu și ușor. Victor Ursu, de la Grupul de Presă Realitatea. Domnule ministru, dumneavoastră ați spomenit că guvernul intenționează să achiziționeze păcură. Vreau să vă întreb de unde și în condițiile în care există o cerere crescândă pe piață de resurse energetice, la ce preț eventual, și o să reușească guvernul să suplinească rezerva de stat ca să ajungă la peste 320 de ăsta, cum ați menționat, ca să poată să funcționeze termoelectrica în cazul sistării a 100% de către Federația Rusă. Deja am menționat că primul contract a fost semnat, din păcate nu pot să vă spun volumele, pentru că este vorba de rezerve de stat. Și da, noi avem certitudinea că vom reuși să suplinim atât rezerva de stat sau capacitățile de stocare care sunt la moment, dar și să putem achiziționa pe timp de iarnă astfel ca termoelectrica să lucreze pe păcură. Da, în urma vizitei pe care ați efectuat-o în România, cel puțin România a declarat că ne poate ajuta cu gaz. De unde ar putea Republica Moldova să cumpere gaz în condițiile în care practic știm cu toții prețul de pe piață și condițiile nu sunt atât de prielnice pentru ca Republica Moldova să poată achiziționa de pe bursă? Noi am avut, este adevărat, am avut aceste discuții la București și doamna președinte a Republicii Moldova, dar și domnul președinte al României au menționat că ar exista posibilitatea. Noi ne dorim să semnăm un contract pe termen lung. Evident, contractele semnate pe termen lung presupun alte condiții financiare decât cele de pe spot sau de pe piață, așa cum ați menționat. Dar când? Deci noi vom avea discuții în perioada următoare, chiar și săptămâna asta, cu Ministerul Energiei din România și imediat ce vom avea un rezultat, vă vom informa. Dar pe ce volume intenționați să semnați un eventual contract? Aceste subiecte sunt discutate la nivel tehnic cu Ministerul Energiei și, repet, când vom avea o anumită certitudine, vom comunica. În cazul în care se sistează 100% din livrările de gaz de către Federația Rusă, evident că o să crească și tarifele la căldură, evident o să explodeze. Asta n-ar îngreuna povara guvernului pentru ca să subvenționeze respectivele tarife sau cum o să se întâmple? Noi, încă o dată, am spus, în cazul în care se va asista, anumite, spre exemplu, Chișinău, termoelectrica va funcționa pe păcură. Prețurile la păcură sunt mai mici decât ar fi prețul la bursă a gazului. Suplimentar, avem acel fond de vulnerabilitate energetică care va fi suplinit pentru a ajuta pe cei mai vulnerabili. Respectiv, toate aceste măsuri vor ajuta atât guvernul, cât și cetățenii să trece mai ușor peste această iarnă. Alea 300 de milioane de care ați pomenit de la BERD, sunt suficiente pentru timp de iarnă ca Republica Moldova să facă față unei eventuale crize energetice? 300 de milioane, evident că trebuie să știm care va fi prețul. De asta și întreb, în funcție de... Păi, în funcție de preț. Dar dacă am luat prețul actual, deci evident că nu sunt suficiente, dar asigură o perioadă de cel puțin o lună de zile în care noi să putem să
ne reajustăm astfel ca să furnizăm gaze pe toată perioada. Și încă o întrebare. S-a redus prețul la carburanți, urmează să se reducă și tarifele pentru călătoriile interurbane? Călătoriile interurbane, deja prețul este plafonat săptămânal și ele se reduc săptămânal. Ministerul împreună cu ANTA verifică aceste prețuri, practic, o dată în săptămână ca să ne asigurăm că prețul plafon nu este depășit. Mersi. Bună ziua, Mihaela Ursu, TV Moldova. Experții spun că plantarea plantelor energetice, cum ar fi salcii, ar putea, nu știu, înlocui complet importul de gaze naturale. Autoritățile iau în calcul aceste surse alternative? Da, haideți să numim experți chiar pe toată lumea. Păi, experți economici. Da, este adevărat, noi luăm în calcul acest scenariu. Avem și un partener care ne ajută. Noi am făcut solicitarea către Ministerul Agriculturii să identificăm 100 de hectare de pământ în care să plantăm o astfel de plante. Evident, cred că toată lumea înțelege că nu este pentru iarna care vine. Cât de repede n-ar crește, nu crește într-un an. Suntem într-o strânsă comunicare cu noul ministru al Agriculturii și cred că în scurt timp, sau sper în scurt timp, să avem un răspuns referitor la terenul de 100 de hectare în care am putea iniția un astfel de proiect. Despre această discuție sau acest proiect a fost discutat încă imediat în primăvară și practic suntem la etapa de a trece pas cu pas spre realizarea lui. Este o sursă reală? Alternativă. Da, este o sursă de biomasă. În baza acestor plantații se pot face pileți sau alt tip de combustibil care să fie utilizat de instituțiile publice sau cetățeni. Mulțumesc! Cu drag! Loreda Lisnic, Cotidianul TV. Ați dat asigurări că vom avea gaz la iarnă. Totuși, estimativ, presupun că guvernul a făcut niște calcule. În cazul în care primim gaz rusesc sau din alte surse, cu cât am putea plăti mai mult? Deci, în primul rând, pe noi ne interesează să ne asigurăm că gaz va fi. Deci asta este foarte important. De ce? Pentru că sunt consumatori protejați sau consumatori care nu au o altă posibilitate decât a utiliza gaz. Și nu doar. Bălț, știți foarte bine, este încălzit de CET Nord. CET Nord poate funcționa doar pe gaz. Mai sunt cetățenii care au cazane pe gaz și doar cazane pe gaz. Mai sunt cei care folosesc aragazul pentru pregătirea mâncării. Deci toate acestea ne pun pe noi ca să găsim în primul rând soluție pentru furnizarea gazului. Doi, referitor la preț. Este foarte complicat să estimăm acum care ar fi prețul. Ori noi cred că este pentru prima dată în istorie în care pe timp de vară avem prețuri la gaz mai mare decât pe timp de iarnă. Și evident că acest lucru creează această incertitudine. Ce este important este să, în primul rând, să ne asigurăm că putem reduce acest consum de gaz maxim posibil, atât instituțiile publice și guvernul, în primul rând, cât și consumatorii casnici. Doi, programul de vulnerabilitate va veni cu suport în funcție de necesitate. Referitor la preț, rămâne să vedem deja cum va evolua piața în continuare. Ce este clar, că menținerea contractului cu Gazprom va oferi un preț mai mic decât cel care avem acum de la 1 octombrie, ținând cont că formula se schimbă și este în favoarea noastră. Dacă tot ați pomenit de Gazprom, la ședința de joi sau de miercuri a Guvernului, spuneați că deocamdată compania nu a confirmat volumul necesar pentru Republica Moldova. Au apărut ceva noutăți între timp? Când ați discutat ultima dată cu compania și dacă chiar s-ar întâmpla o asistare a gazului în totalitate, în ce condiții s-ar întâmpla asta? Și conform contractului, Moldova Gaz și Gazprom are stabilite volumele până în luna octombrie anul curent. La fel, conform contractului, aceste volume pot fi schimbate cu două luni înainte de expirare, adică până la sfârșitul lunii august. Dacă nu intervine nicio solicitare de schimbare a volumelor, atunci aceste volume sunt confirmate pentru următoarele 12 luni, adică noiembrie 2022, octombrie 2023. Am menționat mai sus că noi am făcut o solicitare către Gazprom să expună poziția clară referitor la sistarea sau nesistarea.
Însă, ținând cont de ultimele evoluții și am dat un șir de țări care au fost sau cărora le-a fost sistat livrarea de gaze, s-au redus volumele, noi ne așteptăm și ne pregătim pentru orice scenariu posibil. Dar în ce condiții? În condiții politice? Pur și simplu furnizorul ar vrea să facă asta? Sau? Furnizorul ar putea invoca diferite motive contractuale pentru a rezilia contractul. Așa. Ați pomenit de o serie de reduceri voluntare. Am putea fi în situația în care să fim obligați să reducem consumul, să primim gaz sau, nu știu, electricitate într-un anumit interval de timp? La etapa actuală nu vedem riscul pentru a obliga reducerea, dar noi contăm cumva pe buna cooperare cu cetățenii și întreprinderile ca să facem toți pași spre reducerea consumului de gaze. Și doi, evident că va conta tariful care va fi și prețul de achiziție. Dacă vom avea un tarif mare, evident că noi vom putea subvenționa volume mai mici de gaze prin acel mecanism de vulnerabilitate energetică. Așa. Anterior, șeful de la Moldova Gaz a spus că va solicita pentru luna august sprijin de la guvern în plata gazului consumat, întrucât tariful care urmează a fi aprobat nu corespunde cu acoperirea tuturor cheltuielilor. Urmăriți asemenea plan? Deci noi nu avem... Guvernul deja a întreprins mai multe acțiuni pentru a ajuta Moldova Gaz să achite pentru consumul curent de gaze. Pentru luna august nu sunt planificate careva acțiuni suplimentare. Noi, și din câte cunosc, și Moldova Gaz a solicitat către Gazprom ca pentru luna august o parte din plată să fie transferată pentru o altă perioadă, ținând cont de evoluția cumva dramatică a prețului în această perioadă. Ați spus că suntem într-o situație dificilă la tot ce înseamnă livrare de gaze. Deci situația nu este roz, ba dimpotrivă. Cum evaluați activitatea dumneavoastră de până acum în condițiile în care suntem în această situație? Bine, situația este per total, știm deja. Vă întreb în contextul în care am avut recent o demisie din cabinetul de miniștri. Natalia Gavrilița a spus că vrea acțiuni și viteză din partea miniștrilor, iar în cazul în care aceștia nu fac față situației, vor mai urma și alte plecări. Simțiți că se clatină scaunul dumneavoastră sau credeți că vă faceți bine treaba? Nu simt că se clatină nimic. Eu, nu uitați că suntem pe 2 august și chiar am discutat foarte mult, că aproximativ de o lună discutăm acest program, inclusiv hotărârea de guvern, și tocmai am ieșit acum, în august, nu în decembrie și nu în ianuarie, pentru a informa cetățenii așa cum stau lucrurile. Aveți dreptate, nu este o situație roz, și tocmai acești pași pe care îi propunem acum și ieșim cu această comunicare, sperăm să atenueze și să ajute pe toți, pe toți noi, pentru că suntem într-o situație complicată toți, să depășim această iarnă cu bine, iar eu pot să vă garantez că voi face la timp tot ce este necesar ca să reușim. Deci ne mai întâlnim și în alte conferințe. Mulțumesc! Cu mare drag! Mihaela Tabarcea, ProTV. În contextul întrebării vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți unul dintre candidații PAS la alegerile capitale. Nu vreți să vorbim despre criza energetică? Asta. Nu sunt un candidat la... Nu am luat această decizie de a fi candidat la alegerile pentru municipiul Chișinău. Da. La conferința de presă ați declarat că lemnele vor fi mai ieftine. De unde le vom lua și cam cu cât, dacă ați făcut unele calcule sau estimări? Nu am declarat că vor fi mai ieftin. Am spus că vor fi la un preț accesibil și vom face tot posibilul ca acest preț să nu fie crescut artificial de unii intermediari. Deci, la moment, Ministerul Mediului, cu Mold Silva, dar și cu suportul Cancelariei de Stat, lucrează la planul de acțiuni privind asigurarea populației cu lemne. Respectiv, acest plan va fi comunicat, cel mai probabil, săptămâna viitoare, cu toate detaliile, inclusiv cu implicarea administrației publice locale. Știți că a fost trimisă și o solicitare pentru a verifica necesarul. Deci, toate aceste elemente ale planului sunt... aceste elemente din plan vor fi comunicate săptămâna viitoare. Cu siguranță vom crește volumul de lemn disponibil pentru cetățeni în această perioadă.
și vom oferi întreg suportul ca să ne asigurăm că acest prețul final care va fi unul cât de cât accesibil. Întrebam cum anume vom crește acest volum, adică vor fi, avem cantități, vor fi defrișări sau... Conform procedurilor care sunt la Mulțilva, deci sunt tăieri planificate, inclusiv, eu sper să nu greșesc pentru că sunt colegii responsabili, se va avansa inclusiv cu tăierile planificate pentru anul viitor, astfel ca să asigurăm la început de iarnă aceste volume necesare. În cadrul vizitei în România, doamna Sandu a declarat, de fapt a cerut ajutorul României și a spus că dorim să cumpărăm gaz din țara vecină. Cu ce răspuns a venit partea română? Partea română ne-a informat că va analiza această opțiune și ministerele de profil, adică Ministerul Infrastructurii pe partea Republicii Moldova și Ministerul Energiei, vor purta discuții în săptămânile următoare pentru a vedea care sunt posibilitățile. Dar ce alt suport? Am discutat despre păcura, a fost și o întrebare despre importul de păcura din România, inclusiv am discutat despre cumpărarea de lemne din România, cărbune și alte necesități care sunt în această perioadă. Da, și vreau să vă întreb dacă în cazul în care tariful la gaz va ajunge la 30 de lei, așa cum a cerut Moldova Gaz, guvernul se gândește la mai multe compensații, poate chiar pentru toți cetățenii? Pentru că un tarif de 30 de lei pentru un metru cub de gaz totuși este... Da, aveți dreptate. Tariful pentru foarte mulți din populație va fi unul... El deja este unul foarte mare. Tocmai că acel plan despre care am vorbit, la care lucrează Ministerul Muncii și Protecției Sociale, va prevedea exact pe cine și cât compensăm în funcție de tarif, dar mai important în funcție de veniturile pe care le are fiecare familie. Și ați spus că unele întreprinderi vor trece pe surse alternative. Care sunt aceste instituții? Termoelectrica, în mod special, pentru că termoelectrica este cel mai mare consumator de gaz pe perioada rece anului. Și ultima întrebare, ați spus că avem deja o cantitate depozitată. Pe cât timp ne ajunge această cantitate? Dacă vorbim... Depozitată în România, da? Da, este în România. Dacă vorbim pe timp de vară, atunci aproximativ o lună. În perioada aceasta. Dacă vorbim de consumul pe timp de iarnă, cu anumite ajustări, ar fi o săptămână. Și mai există posibilitatea să mai depozităm în România? Cu siguranță. Am zis despre acest credit de 300 de milioane. În luna august, o parte din acest credit va fi folosit pentru achiziționare de gaz suplimentar și stocarea lui în... Vom decide, conform legii, este într-o țară vecină, fie România, fie Ucraina, în funcție de necesitate. Mulțumesc! Cu drag! Eduard Maciar, Politic Medie. Domnul Spânu, vreau să vă întreb în legătură cu acest proiect cu panourile fotovoltaice. Ați menționat că statul va încerca cumva să contribuie. Vă gândiți sau nu să subvenționați, așa cum în alte state, în proporții mai mari, acest proiect? Poate cumva să eliminați și TVA-ul la importul acestor panouri fotovoltaice? Pentru că cetățenii o vor face pe cont propriu. Ați creat un cadru legislativ bun, dar fiecare merge pe cont propriu. Da, aveți dreptate și am spus deja că noi analizăm și discutăm un proiect care va fi pentru anul viitor, ori înțelegem că anul ăsta deja suntem pe final și ne concentrăm pe soluții mai rapide. Inclusiv veți vedea că în politica bugetar-fiscală pentru anul viitor vom avea mai multe măsuri care să încurajeze astfel de achiziții. Clar. O altă întrebare legată de aceste devieri financiare la Moldova Gaz. Ei spun că în octombrie acestea ar ajunge undeva la 3 miliarde de lei și vă întreb dacă ar complica cumva situația asta, aceste devieri, într-o perspectivă mai apropiată sau îndepărtată, vor fi totuși puși pe umerii consumatorilor. Aceste devieri vor crea probleme sau nu? Aceste devieri negative, evident că va trebui într-un timp să fie recuperate. Evident că ANRE-ul este instituția care trebuie să decidă cum ele sunt eșalonate, pentru că una este să le incluzi timp de un an în tarif și alta este să le incluzi pe o perioadă mai lungă, de 2-3 ani, astfel ca impactul pe tarifa acestor devieri să nu fie foarte mare. Și încă o întrebare, nu v-ați gândit la un moment dat să utilizați acești bani folosiți de la BERD pentru coparticiparea Republicii Moldova la interconectorul din Grecia?
pentru că se vorbește despre faptul că va fi adus gaz pe această conductă și Republica Moldova ar putea eventual să coparticipe cu bani europeni. Deci Republica Moldova nu este un consumator mare de gaz. Deci volumele necesare pentru Republica Moldova nu sunt atât de mari ca să justifice o astfel de investiție. Republica Moldova are nevoie de o stabilitate pe piața gazelor și o reducere a prețurilor. Toată lumea înțelege, toți înțeleg, că acest preț care este acum pe piață este unul nejustificat. Absolut nejustificat. Nu există o legalitate între cerere și ofertă pe piața gazelor. În momentul în care prețul la gaz va reveni la o normalitate, atunci nu ar trebui să fie sau să existe nicio problemă. Evident că ce facem noi acum, discutăm despre potențialele achiziții de LNG în perioada de, nu știu, în următorii 2-3 ani. Însă aceasta oricum va dura timp. Deci problema nu este în infrastructură, cât în preț, care este destul de mare pentru cetățenii noștri. Domnule Dispenu, am o precizare despre capacitatea noastră de a stoca păcură. Care este, de exemplu, necesarul și capacitatea aceasta pe care o putem să stocăm și dacă este posibilitatea să facem aceste rezerve în România, să păstrăm, de exemplu? Sau... Da, capacitatea de stocare a Republicii Moldova la moment este de aproximativ 45.000 de tone, 45-47 maxim. Necesarul pentru a trece integral termoelectrica la Păcură este de peste 200.000 de tone. Deci noi ne dorim să avem Păcură până la începere sau să avem depozitele pline până la începerea sezonului rece, iar apoi să avem achiziții săptămânale care să completeze pe restul perioadei rece anului. Deci nu ne vom adresa în România, către România, de exemplu? Nu, s-ar putea să ajungem și să stocăm și în România, dar mai important este transportul. Deci noi discutăm cu calea ferată a Moldovei și cu inclusiv calea ferată din România, ca să ne asigurăm că acest, chiar dacă este stocat, să poată să ajungă în timp util la termoelectrica și utilizat în procesul de încălzire a Chișinăului. Mulțumesc! Mai am două întrebări. Vreau să ne oferiți detalii despre două proiecte care au fost anunțate a fi în implementare. Este vorba despre proiectul privind construcția rețelei de apeduct între România și Republica Moldova. Este adevărat că acest proiect s-a împotmolit? Sau... Nu este adevărat. Am văzut speculațiile, deci haideți să spunem așa. Acordul care a fost semnat de fostul guvern prevedea punctele de interconectare, iar unele din aceste puncte treceau printr-o zonă protejată, arie protejată. Respectiv, nu putea fi implementate. Noi am venit cu un amendament la acord ca aceste puncte de interconectare să fie o procedură mai simplificată, stabilite printr-o comisie interguvernamentală. Astfel, s-a lucrat la acest protocol, am primit răspunsul din România, am făcut ultimul demers către România încă în luna iunie și așteptăm răspuns final de la Ministerul Mediului din România. Imediat ce avem răspuns, vom procede la aprobarea hotărârilor de guvern și ratificarea acordului. Este un proiect la care eu personal țin foarte mult și m-am angajat să-l ducem la capăt. Și îmi doresc ca în această toamnă, cel puțin lucrările de construcție a primii traversări, subtraversări a prutului să aibă loc. Și la ce etapă sunt lucrările de reabilitare a liniei de cale ferată Bender, Căușeni, Basarabeasca, Eculea, Giurgiulești? Deci proiectul, deci a fost toate procedurile, se merge conform planului de lucru. Suplimentar pe Basarabeasca, Berezino, ceea ce am anunțat mai devreme, pe partea din Republica Moldova lucrările s-au finalizat. Vom comunica un pic mai târziu despre acest lucru și, din câte cunosc, echipajele lucrează deja pe partea Ucrainei ca să reabiliteze în întreg tronsonul. Mulțumesc! Domnul ministru, încă o întrebare. În cazul în care Gazprom sistează definitiv 100% gazul din livrat Republicii Moldova, centrala de la Cuciurgan a zis că urmează Republica Moldova să achiziționeze din Ucraina. Evident, prețul nu o să fie 70 de dolari megavatul. Atunci prețurile vor
exploda. De unde știți care va fi prețul? Păi, nu știu, de asta și vă întreb. Pentru noi, că la momentul dat ce există cerere mare și prețul crește. Noi achiziționăm cu 77 de dolari la moment 30% din energie electrică din Ucraina. Suplimentar, pe perioada rece anului, mai multă energie electrică este produsă de termoelectrica prin cogenerare. Deci, respectiv, urmează să ajungem eventual la un scenariu pe care noi nu ne-l dorim și atunci vom vedea care va fi prețul. În același timp, noi avem deja contracte semnate cu Ucraina, inclusiv pe situații de urgență. În cazul în care o astfel de situație va apărea, sunt deja contracte semnate pentru ca noi să nu avem o situație în care să există nu fie... și un preț stabilit deja? În contractul de urgență este prețul de piață din Ucraina, care este cel care, la care și noi am semnat contractul. Dar, repet, acest contract este de urgență, ca să nu rămânem nici măcar o zi fără energie electrică, după care deja vom avea contracte pe perioade mai lungi. Domnule, spunând cu o precizare despre alt subiect, despre modernizarea nodului feroviar Tighina-Basarabeasca-Giurgiulești. Cum decurg aceste proceduri, adică acest proces de modernizare și noi înțelegem din anumite surse că sunt acolo niște probleme, blocaje, la ce nivel se întâmplă? Eu nu cunosc de careva blocaje, sunt proceduri standard de construcție. Este un proiect mare de infrastructură. Colegii de la Calea Ferată a Moldovei, care sunt responsabili, urmăresc. Ori de câte ori a fost necesar de intervenție pentru a debloca, aceasta s-a întâmplat. Dar debloca de ce? Care sunt probleme? Dar haideți să facem diferență. Vorbim de tronsonul de la, până la Giurgiulești sau de Basarabeasca-Berezino? Tighina, Basarabeasca-Giurgiulești. Și care sunt blocajele? Pentru că în prima dată a avut. Înseamnă că nu ne confirmați, dar înseamnă că procesul sau acest proiect este efectuat în termeni stabiliți? Da, în termeni stabiliți se urmează caietul de sarcini și ce urmează să se facă. Și când va fi gata? În 2-3 ani. Înțeles, mulțumesc. Și încă o precizare, domnul ministru, admiteți că Kremlinul folosește, hai să zic, Gazpromul ca băt împotriva Republicii Moldova și nu doar? Noastră v-ați răspuns singur la întrebare. Eu vă mulțumesc foarte mult și pace în primul rând tuturor.